filmez ca să vadă oamenii de unde e atâta tehnică. Măriuca a crescut mare și fiind o inteligență ieșită din comun, semn că seamănă cu taică-sul. De la Academie. Deci asta chiar a fost o experiență cu gara din Băleturnat. Am senzația că am întors în timp. Trebuie să zici ceva sau închid? Păi o să mai zicem pe drum, dacă mai e. Dacă mai avem ceva de zis, zicem, dacă nu. Și pur și simplu transformată într-o groapă de gunoi. Doamne ferește, ce poate face omul? A fost offside, din păcate. Eu sunt cu Georgica și am plecat spre... Unde am plecat? Lacul Sfânta Ana. Am plecat spre Lacul Sfânta Ana și ne-a tras atenția pe drum. Prima dată stadionul, care sunt foarte mare, din Sfântul Gheorghe. Iar apoi aici lângă am observat că se joacă un meci de fotbal. Și ce e așa mai atractiv e faptul că... Sunt fete. Sunt niște fete. Și copii, de fapt. Ți-aș plăcut să joci fotbal? Da, eu am jucat fotbal. Gol! Cred că l-am prins. Din nimereală. Noroc că era poarta acolo. Tocmai am prins un gol și stăm de ceva timp și chiar când am pornit camera am reușit să îl prindem. Cam din nimereală era așa, ca să fiu rău. Sau a vrut să dea gol? De fapt, stai că de-aia joacă, ca să dea gol. A vrut să dea gol. Dar până la urmă sunt de apreciat că fac sport și sâmbătă dimineața la 9, da, sunt pe teren. Alți copii se joacă. Alții sunt tot în club. Da. Este o bază destul de impresionantă aici. Chiar nu știam de ea. N-am mai fost până acum la stadionul din Sfântul Gheorghe. Ăsta e stadionul. Iar aici unde se joacă acest meci între fete, cred că este un teren de antrenament, la fel cum este și celălalt de acolo. Dar foarte fain. Nu pot să zic decât bravo lor pentru ce au aici. Cred că e o plăcere să vii seara la un meci. Mai ales că Sepsi are echipă destul de bună. Noi o să plecăm spre Lacul Sfânta Ana. Am fost de mai multe ori la Lacul Sfânta Ana. Sper doar că drumul s-a schimbat între timp, pentru că ultima oară când am fost era un drum doar de motocross, dezrupe mașina. Te-ai mai fost la Sfânta Ana? Cu tine odată. Filmez ca să vadă oamenii de unde e atâta tehnică. Cu gust. Noi tocmai ce am ajuns în parcarea lacului Sfânta Ana, o parcare amenajată de care eu nu știam, care nu era ultima oară când am fost eu aici. Este o parcare cu bariere, cu plată, totul foarte fain până acum. Drumul, deși reparat, nu e tocmai foarte bun, dar nici cum era când am fost eu ultima oară, pentru că atunci chiar era de motocross. Acum am venit destul de bine. Primul lucru pe care l-am observat când am coborât de mașină este acela că e foarte, foarte frig.
Ne pregătim să mergem spre lac, probabil că mai avem câteva sute de metri de aici din parcare. Maria trebuie să-și ia și ea prânzul, e încă în mașină cu Georgica. După ce va fi hrănită, vom pleca la drum. Pe drum ne-am întâlnit cu o coloană de bicicliști, cred că era ceva concurs sau pur și simplu așa o ieșire între bicicliști. Lucru foarte fain de altfel, e foarte fain să pedalezi în natură. Ați văzut și voi ce peisaj. Copilul a fost hrănit, e bucuros și fericit. Nimeni se vede fățuca. Celălalt copil? E frig. E frig? Lui celălalt copil e frig. Lui copil, e frig lui copil. Dar foame ți-e? Și foame. A, uite că acolo. E da, și asta ziceam că ultima oară când am fost, parcă nu erau destul de mâncat pe aici, nu? De la parcare până la lac, scrie acolo pe un panou că avem de mers 10 minute. De coboră 10 minute. Și la întoarcere de urcat, 15 minute. Să știți că lui Georgica e tare rușine. Când se apropie cineva din față, imediat se dă la o parte. Nu e adevărat. Uite cum se uită Maria la mine. Uite-te la Maria! Îți place aici? Îți place? Merge la lacul Sfânta Ana. Am impresia că ultima oară când am fost, puteai ajunge cu mașina până la de lac. Nu? Asta s-a schimbat. Da. Și acum trebuie să mergi pe jos. Păi să văd și marcajele de fie. A, și erau niște parcări jos. Da, 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 da. Ai dreptate. Bine, oricum nu ajunge cu mașina până jos, că erau mașini pe tot drumul. Măriuca a crescut mare și fiind de o inteligență ieșită din comun, semn că seamănă cu taică-sul. Sperea să nu de la Academie. Nu, că n-aș lăsa, o să, Doamne ferește, să fie atrasă de așa ceva. Și cum spuneam, deja ea s-a uitat pe cărticele și a devenit foarte curioasă, iar asta o face să nu-i mai placă în căruț, unde nu poate să vadă altceva decât cerul. În Landou. Da, în Landou nu vrea să mai stea, ceea ce ne îngreunează nouă un pic treaba asta, dar în același timp devine și mult mai plăcută pentru că am aici lângă mine tot timpul. Uite acum, de exemplu, este cam închid ochișorii. Și, după cum spuneam, nu prea mai merge în căruț, așa că am trecut la marsupiul ăsta, care, apropo, este ergonomic. Am văzut, citit multe comentarii de la mămici, grijulii, de altfel, care îmi spuneau că ar trebui un marsupiu ergonomic. Ăsta chiar e unul ergonomic. Ce înseamnă ergonomic? Un marsupiu în care stă Măriuca frumos. Ergonomic, care asigură o poziție sănătoasă a copilului și de asta. Cum e asta? Auzi, dar știu că mi-ai povestit toată când mergi tu la, când te ducea taică tu cu olții tu la mare, când erai mică, te explică tu ce, ce scaun ergon. Dacia, de cădea smoală din ea. Când ați era... avut Dacia mai întâi, da. Și după aia olții. După aia era un next level olții. Dar zi, când ai fost la mare cu ce scaun ergonomic aveai acolo în spate? Îți făcea taică tu ergonomic? Făcea un pat din banchete și punea și o scândură. Ca să avem mai mult loc. Oh, hai de capă. Siguranță. Da. Acum ai de râs și e amuzant. Bine, era și alt trafic atunci pe vremea aia. Dacia oricum nu prindea o viteză foarte mare. Dar cred că asta cu mulți prin asta. Să stați în felul ăsta până la mare. Adevărul e că dormeam foarte bine și ne trezeam la mare, odihnite, cu chem de plajă. Se apropia o dubă de noi, venea din față și chiar i-am spus Georgiana, am apucat să întreb cine o fi ăsta de el, are acces cu mașina în timp ce drumul e închis, circulație. Și când se apropia mai mult, am putut observa că avea marcajul ăla de transport persoane cu handicap, cu dizabilități. Și mi se pare foarte tare că li se oferă acces atât de facil aici. Situat în masivul Ciomatu din județul Harghita, lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România.
Aflat la o altitudine de 946 de metri, lacul are o formă aproape circulară, are o suprafață de aproape 20 de hectare, iar adâncimea maximă este de 7 metri. Deoarece nu are izvoare, apele sale se completează numai din precipitații. Pentru menținerea calității apei, din 2017, scăldatul a fost interzis. Turiștii care aleg să viziteze lacul Sfânta Ana pot face plimbări cu vaporașul, plimbări în natură în jurul lacului sau, cei mai dornici de făcut mișcare, pot alege una dintre potecile turistice care ajung în stațiunea Băile Tușnat. Lângă lac se află o capelă romano-catolică ce poartă hramul Sfintei Ana. Una dintre numeroasele legende legate de acest loc spune că doi tineri urmau să se căsătorească, dar fata, pe nume Ana, nu dorea acest lucru, deoarece nu-l iubea pe viitorul soț. Părinții însă o obligau să facă asta pentru a pune mâna pe averea tânărului. În noaptea nunții, tânăra Ana a fugit și s-a aruncat în apele lacului, trupul ei nefiind găsit niciodată. Tur de lac. Zi. Am dat un tur de lac. Am ajuns la lac. Drumul a durat 10 minute, a durat aproximativ 20 de minute de mers rapid. Da, ne am mers de la susținut. Da. Am dat o tură. Nu mai râde. Am mâncat un chiurtoș, aia nu mai zici. Ți-e rușine că mănânci chiurtoș? Nu. Îți place chiurtoș? Te lepezi de chiurtoș? Zi, mă lepăd de chiurtoș. Mă lepăd când ajung în Brașov. Am mâncat dita mai chiurtoșul foarte bun. E făcut aici la mama lui. Am dat o tură de lac. Ce am mai făcut? Am făcut și poze. Am făcut de toate. Ne-am plimbat. Scopul vizitei era să ieșim un pic în natură. Mă ales că e toamnă și peisajul ăsta foarte frumos de toamnă. Și ne-a ieșit, nu? A ținut vremea cu noi. Zici că ești fotbalist de ăla. Am avut un, a fost un meci greu. Mai avem un meci greu săptămâna viitoare. Sper să facem o figură frumoasă. Ce mai zic fotbaliștii? A fost o echipă puternică. Dar noi ei au dat goluri multe, dar noi și mai mult. Da, sperăm că data viitoare să facem o figură frumoasă. Data viitoare fiind unde? Unde ne duci data viitoare? Chiar dacă aveți idei să ne dați unde am mai putea merge, să fie... Ce ne interesează când alegem un loc? Ne interesează să nu cheltuim foarte mulți bani pe cazare, cum e locația de aici. Tot folosesc în toate vlogurile termenul ăsta locație, deși știu că e incorrect și că locație nu are nicio legătură cu ce vreau să zic. Locație înseamnă chirie, știi? A. Dar probabil îl vor introduce cei de la Academia Română în dicționar, pentru că toată lumea folosește cum vrea să se refere la adresă, la locație. Tu nu ești toată lumea. Ok, o să vă rog să mă corectați dacă mă mai auziți că zic de locație, că nu e corect. Deci, cum spuneam, dacă aveți voi vreo altă locație, o altă, loc. Alte locuri. Da, alte locuri. Noi ne uităm, v-am zis, în primul rând să nu ne coste foarte mult cazarea, că nu suntem pretențioși. Deci, dacă aveți voi idei... Să avem acces cu căruciorul, nu? Da, de locuri pe care le-am putea vizita, să țineți cont că suntem cu un copil mic și cu un cărucior și cu un marsupiu. Și cu mult aparatură. Bine, ce drept am fost cu copil mic în locuri în care mulți ar fi zis că n-avem ce căuta, că e greu, dar ne-am descurcat. Așa că ne-am descurcat oriunde până la urmă. Să nu fie foarte departe.
să fie la noi în țară. Și ne-ar plăcea așa, să fie un pic mai puțin cunoscute de publicul larg. Cum e asta Sfânta Ana, cred că toată lumea a auzit de Sfânta Ana. Să rămână! Ne plimbăm și filmăm. Dumneavoastră, vă place la Sfânta Ana? Și noi, da, și de dumneavoastră ce postați. Mulțumim! Să rămână, mulțumim! Și, uite, e și un vaporaș pe lac. Ne putem da și cu vaporașul dacă vrem. Se plângea un domn că nu sunt coșuri de gunoi. De ce acum, nu sunt coșuri de gunoi? Hai! Acum vreți să găsim critici? Nu, e critică, are logică de ce nu sunt. Dar am găsit un coș de gunoi. Era acolo la magazin, de unde am luat chiurtoș. Da, dar nu... Da, în natură mi se pare normal să nu fie coș de gunoi, pentru că... Sunt foarte mulți urși în zona asta și dacă s-ar mai colecta și gunoi aici în locul ăsta... Da. Și oricum e normal ca fiecare să își ia gunoi, să și-l care acasă. Nu? Da. Fiecare gunoi să ducă gunoi acasă. Ce urât! Uite o bărcuță. Vaporaș. Pe tine te emoționează acest peisaj de toamnă? Îți vibrează inima? Sunt pleașcă de emoții. În concluzie... Pare îmi pleacă emoționat. De o emoție de toamnă. Nu, sunt niște culori foarte faine toamna. N-am mai fost aici toamna. Dar o să mai vii toamna. Dar o să mai vin aici toamna. Pentru că după cum vedeți e frumos toamna și toamna nu e ca vară. Nu mă prostii vorbim aici. S-a trezit Maria, trebuie să plecăm. Plecăm? Mergem să îi dai săpape. Mai dăm o tură pe aici, ne mai uităm să vedem care e treaba. Și după aia direcția Brașov, să ne oprim, putem ne opri la Balvanioș sau Băile Tujna, ce mai e pe aproape? Da. E ceva pe aproape aici. Găsim. Și mai luăm un chiurtoș sau te lepezi de chiurtoș? Acum mă lepă, când mai trebuie, că a fost mare și... Nu mai luăm niciun chiurtoș. Mai trebuie să zici ceva sau închid? Păi o să mai zicem pe drum, dacă mai e. Dacă mai avem ceva de zis, zicem, dacă nu... Vorbeam acum cu Geo despre titlul ăsta pe care trebuie să le punem noi la vlogurile de pe YouTube. Mai exact sunt cele cu clickbait, care fac vizualizări și de care noi fugim și am zis să fim tot timpul fair play, să nu facem măgării de astea. Dar acum vorbeam așa în glumă că am putea pune titlul la acest vlog cum era să fim mâncați de urs la lacul Sfânta Ana. Și ar fi intrat, punea o poză cu un urs sau ceva și cum fugeam. Ideea ne-a venit că am văzut un rahat de urs. Păi da, și după aia toată lumea se uita, zi. Nu, zi tu. Ce vrei să zici? Zi. Și de aici a pornit cu clickbait-ul. Ce putem spune în titlu ca să atragem oamenii să se uite. Da, de la faptul că am văzut un rahat de urs pe potecă, să zicem cum era să fim mâncați de urs la lacul Sfânta Ana. Și a intrat toată lumea să vadă și până la mijlocul videoului aia era toată treaba, toată șmecherea era rahatul. Dar nu facem de-astea. Deși să știți că e oarecum frustrant să vezi că muncești așa curat și nu ai cine știe ce performanță și vezi la alții care fac chestia asta cu clickbait și splin de vizualizări. Oricum sunt urși, că peste tot sunt afișe să nu hrănești tu urși. Atenție, urși. Deci chiar sunt urși, există pediculul ăsta. Păi sunt urși. Atunci punem titlul așa. Cum eram. Uite, un urs în cărucioară. Cum ne-a fugărit ursul. Cum ne-a fugărit ursulețul. Și punem o poză cu Maria. Oh, da. De ce-ți miroseai mâna? Am venit pe ponton. Și când o să ajung în capăt, o să-l drunci, să vedeți cum țipă Georgica. Hai să vedem dacă se mișcă. Vai, dar uite, vezi că toți sunt niște găurele. Uite ce frumos se vede. Georgiana m-a trimis la... Sunt niște toalete de-astea ecologice și așa face mereu când vede. Mă trimite pe mine, pe post de cobai, să văd dacă e ok și dacă ar putea merge și ea. Am fost și când am ieșit, era surprinzătorul... Cum zice, da? Deci un recipient de la cu dezinfectant și am apăsat două ori, m-am dat pe mâini
Și pe aceea mi-am mirosit mâinile să văd dacă e într-adevăr ceva cu alcool sau au pus doar apă, că părea că... Să vezi dacă s-a dus mirosul. Și Geo s-a amuzat foarte tare că, vezi, Doamne, am mirosit din alte curiozități. De asta am mirosit. Tot așa. Chea mai râs. În altă ordine de idei, toaletele sunt ok, deci poți să mergi dacă vrei, Geo. Așa. Și aveau chiar și hârtie igienică. Îți dai seama? Și a ajuns să ne mire un lucru de ăsta absolut normal. Asta mi-a aminte de Carmen Dan, când era ministru de interne. Și am scris o dată, de fapt nu era, era prefect sau subprefect de Telorman și am scris eu că în județul Telorman nu e nicio librărie și dumneai foarte revoltat a răspuns că în județ la noi sunt librării și în ele se pot găsi chiar și cărți. Așa, așa am zis și eu acum cu toaletele. Au chiar și hârtie igienică în el. Eu pun Mariul. Da, vorbim amândouă aici. Ce vrei să zici, Mariul? Mi-e foame și dau la puiul de câine. Noi am plecat de la lacul Sfânta Ana și pentru că ne era foame și am văzut că băile Tușnad sunt foarte aproape, mi-am propus, Georgiane, să venim aici. I-am zis că știu eu un restaurant pe lac foarte fain, unde se mănâncă destul de bine. Așa că am venit aici și... am făcut un pic de râs pentru că probabil voi știți de acel restaurant de pe lac și probabil ați și mâncat acolo. Uitați-l cum arată. De niște rațe. Deci nu mai e nici lacul, nici restaurantul. Paragină totală. Chiar nu înțeleg de ce au secat lacul, de ce... Restaurantul ăsta era tot timpul plin când venea. Dar nu cred că i-au secat, un proces natural. Nu știu, era alimentat sau? Nu, l-au secat. A trecut un trenuleț, dar ce să vezi din trenuleț? Ce tare te plimbă cu trenulețul pe lângă paragina asta. Probabil mai sunt locuri faine prin stațiune. Da, foarte trist. Acum am ajuns să vorbim ca bătrânii ăia, știi? Ca pe vremuri. Ca pe vremuri. Bă, că mergeam la Căciulata, ce fain era. Așa zic și eu acum. Ce bine se mânca odată aici. Bă, uite-ți rați acolo, săracele. Păi eu ce-am zis? Am crezut că zici așa. O să mai dăm niște ture pe aici prin stațiune, poate găsim totuși ceva de făcut. Sau de mâncat mai degrabă. Am ajuns la gara din Băile Tușnad. Prima dată am crezut că e o clădire părăsită, dar nu. Deci incredibil cum poate să arate. Bine, nu că a noastră din Brașov ar arăta mult mai bine, dar asta chiar e... Cam așa arată clădirea. Uite și trenul cum arată. Așa tren, așa gara, așa tren.
Deci asta chiar a fost o experiență cu gara din Băletuș. Am senzația că am întors în timp, în urmă cu 20 de ani, poate chiar mai mult. Păcat că nu puteți simți mirosul. Nu e un miros, e un miros de la specific, de gară. Am trecut pe lângă ceva hoteluri chiar de 4 stele și cred că dacă aveți de gând să veniți aici, eventual să rămâneți într-un astfel de hotel, cred că are și spa din moment ce are 4 stele, și acolo să stați, să nu ieșiți. Și doar să vă uitați pe geam, pentru că priveliște minunată. Mai de mult am fost acolo într-o excursie pe acel munte. Sunt niște trasee foarte faine. În schimb, în stațiune e depresie totală. Cred că pentru bătrâni mai rău le face să vină aici să stea în stațiune, pentru că dacă ies pe stradă la plimbare seara, o să apuce depresia și nostalgia. Iar aici mă aflu lângă un teren de tenis. Paragină și el. Asta a fost odată un teren de tenis. Parcă am așa impresia că sunt la Cernobâl și a rămas totul în paragină. Aici a fost odată în locul arbitrului. Cât de trist e totul. Paragină. Și nu cred că n-ar fi doritor să vină în astfel de stațiuni. Chiar cred că ar veni, dar ce să vezi? Puteți imagina ce conac a fost aici. Incredibil. Aici au fost niște băi, sunt pline ochi cu gunoaie. Pline complet. Și pur și simplu transformată într-o groapă de gunoi. Doamne ferește, ce poate face omul? Aș merge mai încolo, dar chiar mi-e teamă să prin ce pot călca pe aici. Pare destul de adânc. Aflu în fața unei discoteci, Strand Club, bar, discotecă, electronice. Bineînțeles, în paragină.
Acolo a fost un strand de mult. Doamne, cât este de trist, incredibil. Am trecut pe lângă această gheretă mică, unde se vinde miere și mere, și un domn, cred că dinăuntru, a început să cânte la... Ce tare! Nu știu că-l vedeți, cred că s-a emoționat. Vai, cât de trist mi se pare. Aici a fost un complex, ceva de magazine. Cred că sunt închise la cum arată. Ai văzut faza? Am coborât și în timp ce filmam clădirile astea părăsite, am trecut pe lângă ghereta asta unde, de lângă noi, unde se vinde miere și mere. Și m-am uitat ca să văd înăuntru, e cineva, că pare pustie și asta. Și e un domn și a început să cânte la o trompetă, la un instrument muzical. Singur, acolo stă și cântă. Săracu. Mamă, cât de trist mi se pare în ansamblul ăsta de clădiri părăsite, lângă pe un magazin și ăsta pare închis. În față, iarăși, o clădire dezolantă. Mamă, n-am mai trăit așa sentimente. Cred că mă duc să cumpăr totuși ceva de la mine, că mi-e așa milă de el. Îți dai seama, e și foarte frig afară. Mă îndoiesc că are ceva să se încălzească acolo, în ghereta aia. Și are afară niște pungi cu mere și niște borcane cu miere. Și stă acolo și cântă la trompetă. Ia un borcan cu miere. Mă duc să iau niște miere. Uh-huh. Bună ziua! V-am văzut înăuntru cum cântați. Da. Am să vă explicam miere de mană, de rapiță, de pădure, de tei și de salcă. Asta la jumătate de kilogram de pădure e. Așa. Asta e un unguent, eu fac pentru piele uscate, arsuri, bătături, pe călcăi, pe rană și pe față. Și cine are hemoroizi. Și pe călcăi. Și e cremă făcută de dumneavoastră? Da, din ceară de albine și ulei de măsline. La noi se folosește că iarna e fric și punem pe... Am înțeles. Dar... Mie mi s-a părut foarte tristă imaginea asta, că am văzut singur aici cum... E, liniște mare. Sunt destui oameni, dar nu ies afară. Dar e dezolant. Ai ce face aici în stațiune? Da, sunt, cum să spun, sunt niște strand termal. A, înăuntru, în hotel. Da. Dar nu, hotel este separat, acolo, din, pe lângă lac, acolo. E un strand exterior? Este și... A, știu de care ziceți. Dar lacul l-a secat? Lacul este unul din București. Nu poate să facă nimic, e proprietate privată, primăria n-are ce să nu poate să intervine. Și a doua, din 90, este a doua proprietate. Asta e microfonul, că am filmat pe aici. Și filmează și acum, dar nu o să vă pun, dacă nu vreți. Eu am venit să vă cumpăr ceva, că nu. Îmi pare foarte rău. Încercați, care... și pădure e bun, dar cel mai bun este de mană. De? Asta numai din bradie, din rășină. De mană? Da. Ăla, sunt niște insecte în luna august, aia rob coaja bradului, face un reducere, e rășină. Și albine cu enzimele lor transformă în miere. Am înțeles. N-am mâncat niciodată. Și are gust așa de, are de rășină? Nu, e rășină, dar are... Nu puteți să mirosiți. Are... Are miros de miere, nu de... De miere. Credeam că de brad. De miere, adevărat. Păi da, de brad nu poate fi, de asta e. Vai, dar ce trist e. Plec o senzație tare nasoală de aici. Aici sunt închise toate. Nu, sunt deschise magazinele. Dar astea, multe, no, în paragin. Aici nu. Deja... Dar cred că pe vremuri aici era foarte animat, era plin. Era în anii 80. Fă. Cât e borcanul ăsta de miere? Asta e 40, asta 30, asta 30 și asta e 30, asta 40 sau cum. Deci 40 ăsta de mană? De mană, cel mai valoros și nu este numai în zona unde sunt conifere. Da, și aici sunt este o zonă unde nu este poluare. Dacă este, foarte puțin. Așa o să se facă dacă nu consumați. Se zaharisește, uitați. Dacă niciodată nu vă speriați dacă se zaharisește. N-are nimic, nu?
Uitați. Înseamnă că e naturală. Nu vă deranjează că v-am filmat, nu? Nu, e nicio. Abia vă facem reclamă. Mai vin reclamă, și oameni. Mai... Cum să nu trebuiască? Că e păcat. Păcat că... Oare sunt mai mulți, dar sunt destul, numai că sunt oameni în vârstă și stau în cameră, nu? Păi nu prea ce face pe afară, nu? Au, se plinde. Ați vândut ceva miere azi, de exemplu? Înainte de masă, dar după masă, slab a fost. Sănătate, nu mai vin, la revedere. Și ăla de cântați la el, ce e? Saxofon. Bun. Se aude? Se aude, fain. Am ajuns la celebrele izvoare de apă minerală de la Băile Tujnad. Și aici, pe acest panou, putem vedea ce conține. Compoziția chimică, mai exact. Puteți vedea de câte boli te vindecă. Sau mai bine zis, băi aici și mori acasă. Cam așa arată izvorul. Vă dați seama cât de fain putea fi amenajat. Și cum e, de fapt. Cam așa arată. Și în partea cealaltă mai e un izvor. Mai mult ca sigur e o apă cu alte proprietăți și indicată pentru alte boli. Da. Apele astea sunt pentru enterocolite, constipație cronică, anemie, hipocalcemie, neurastenie, boli renale, litiază renală. Ăsta e izvorul. O să gust și eu niște apă de asta. Noi am plecat de la Băile Tujnad cu o oarecare tristețe, așa parcă mi-a rămas întipărită. Ai văzut? Cum ți s-a părut? Geo asta mai mult s-o alăpteze pe Maria cât am stat acolo. Dar ai văzut peisajul de pe geam? Nu credeam că este atmosfera ros. Știam că e un pic mai cărăpânată stațiunea, dar nici în halul ăsta. Adică mă gândeam că mai există lacul acela. Acum n-aș vrea să înțeleagă că... Probabil noi, nouă asta ne-a sărit în ochi. Sunt sigur că sunt hoteluri foarte faine unde puteți sta, dar așa, ca simplu trecător, noi cu imaginea asta am rămas. Măriuca nu cred că mai are răbdare prea multă, așa că vă lăsăm. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Dacă nu faceți deja, apăsați pe acel clopoțel și ne puteți susține și pe Patreon. Și puteți deveni și membri. Cam. Geo se ascunde acum. Ce să liniștesc pe copilă. Seară faină, sau la revedere.